dragilor, și bine ați venit la un nou videoclip de Occupy Mars. Acesta va fi un videoclip mai scurt, dar va fi și cuprinzător, pentru că vreau să vă explic puțin care este treaba cu toate energia electrică pe Marte, cum se produce ea, cum se manageuiește și ce facem cu ea. Bine, văd că sunt minus 68 de grade, așa că hai să încep cu explicații, mă bag înapoi în casă. După cum vedeți, la ora 7 8 fără, avem 7.30, 8 fără, avem deja soare. Deci deja începem să producem energie electrică. Deci la 7.30 liniștiți, 100% deja trebuie să produceți energie electrică. Două lucruri foarte importante încă de la bun început. Trebuie să știți când începeți să produceți energie electrică și când nu mai produceți. De la ora 7.30 dimineața o să începeți să produceți, pentru că apare soarele. Drept urmare, panourile vostru solare o să producă energie electrică. Iar la ora 6 pe Marte s-a dus cu lumina și de atunci o să vă folosiți ce ați stocat. O să vă învăț imediat și ce înseamnă asta. Bun, în primul rând, ce vedeți voi acum, această bază, lampele respective care ajută plantele să se dezvolte, luminile, acest panou care produce oxigen în bază, totul consumă curent. Totul. Așa că pentru panouri puteți să vă duceți la fiecare panou și să vedeți că cât consume ele. O să scrie fix aici la power needed. Ăsta, de exemplu, consumă 7.91, iar ăsta nu este pornit. Dacă vă uitați, trebuie să zice start. Dar așa cum e configurat, o să consume 2.69 kW. Bun. Aici, după cum vedeți, ăsta este pornit, că scrie stop. Bun, acum, pentru a vedea tot consumul acestei baze, bineînțeles că avem și un panou principal unde mergem și o să vedem așa că baza consumă 37.81 de kW, vedeți că are un minus în față, iar ea primește 38 de kW. Bun, hai să vă arăt cum primește și care a fost strategia mea pentru a sta liniștit pe timp de noapte. Păi, în primul rând, după cum v-am spus, trebuie să ne gândim cum o producem prima dată. Deci e clar că principala sursă, din câte am văzut până acum în jocul acesta fiind versiune beta demonstrativă, principala sursă de energie electrică sunt panourile solare. Trebuie să faceți cât mai multe panouri solare și în felul ăsta o să produceți cât mai multă energie electrică în intervalul între 7.30 și 6. Bineînțeles că această energie electrică pe care aceste panouri solare o produce trebuie să fie trebuie să se ducă undeva. Așa că va trebui să ducă într-un transformator. Transformator, adică transformă, preia toată energia electrică de la panouri solare și o distribuie mai departe unde vrei tu. Un transformator arată ceva în genul ăsta. Se poate confecționa sau construi apăsând tab și după aia vă duceți la tasta build, la electricity și vedeți acolo și panourile solare, care este cel mic și cel medium, și mai sunt și transformatoarele și bateriile. Ceea ce privește energia electrică, ăsta este singurul lucru pe care trebuie să-l știți și e cel mai folositor. Așa arată transformatoarele. Inputurile sunt cele cu galbene, outputurile sunt cele cu albastru, da? Ca să știm și culorile la ele. Iar acum, ce se întâmplă dacă tu o să creezi mai multe panouri solare? Este clar că nu o să ai destule inputuri care sunt în număr de 4 pentru un singur transformator. Nu o să aveți destule inputuri pentru a capta toată energia electrică pe care aceste panouri solare produce. Nu putem să introducem toate panourile solare într-un singur transformator. Așa că va trebui să faceți cât mai multe transformatoare în așa fel încât să vă ajungă să băgați toate panourile solare pe care voi le creați. În momentul de față, eu am destule panouri solare încât să nu îmi ajungă în primul transformator, așa că a trebuit să vin și să bag panourile solare în primul transformator, pe care îl voi folosi. După, dacă mergem la tabletă și o să vedem, avem input și output la aceste transformatoare. Input este numărul de panouri solare, 4, ce intră în acest transformator și să producă energie electrică, sunt 2 mici și 2 medium. Și aici este, în partea dreaptă, vedem câtă energie electrică, cât kilowatt distribuim către diferite obiecte, mașinerii de la noi din bază. În momentul ăsta, de exemplu, trebuie să aveți foarte mare grijă în acest joc de kilowatții voștri. Fiți cât se poate de măgulitor cu ei, nu măgulitor, zgârciți. Cât se poate de zgârciți cu ei. Da? De exemplu, eu în momentul de față, platforma aceasta nu o folosesc. Mașina nu mai va să piața să o proceseze, da?
imprimanta mea 3D nu confecționează nicio componentă momentan, așa că nu ar trebui să mai redirecționez kilovați către ea. Așa că o să mă duc și o să dau toți kilovații mei pe care eu îi produc din panourile solare conectate la acest transformator, o să-i dau următorului transformator și o să-l fac să fie transformatorul principal al bazei. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă că la fel aici vedem sursele noastre de energie. Avem aici 3 panouri solare medii și transformatorul celălalt al nostru. Iar la output o să vedeți unde direcționăm energia respectivă. Avem aici 2 baterii. O să vă arăt imediat ce e cu celelalte și vedeți că aici avem liber. Ca să vă arăt încă de la bun început un secret, dacă mă duc acum cu mouse-ul și voi vă uitați în partea dreaptă sus deasupra numărului, o să vedeți ușor să vedeți o baterie care este full în momentul de față, are 4 liniuțe. Dacă la un moment dat o să fiți low la baterie la costumul vostru, vă duceți la un transformator, da, unde nu aveți conectat output-urile, v-am spus că sunt cu albastru, deschideți acest socket și dați cu mânuța și o să aveți 100%, o să vă încarce costumul cu 100% energie. Da, asta este așa este modul în care vă puteți încărca cel mai eficient și cel mai repede. Bun. Acum am spus că noi avem doar 2 outputuri din transformatorul nostru principal. Hai să vedem de ce avem doar 2 și ce fac ele. Hai să începem cu numărul 1. Numărul 1 dă într-o baterie, această baterie fiind aceasta. După cum vedeți, primește fix 10 kW. 20 kW, că atât i-am dat. Mergem și vedem imediat cât îi dăm fiecare. Este foarte important să vă zgârciți la kW, după cum am spus. Vedem că îi dăm prime baterii 28 kW și cele de-ai doilea o să dăm 139,2 kW. O să vă explic imediat și care e treaba cu a doua. Să începem în primul rând cu 1, cu numărul 1 și acesta fiind această baterie, da? 28 și eu dau 10 către acea mașinărie care îmi produce apă pentru bază. Ce înseamnă asta? Înseamnă că eu 10 kW îmi păstrez ca să-mi încarce bateria și al 10 îi dau mai departe să folosească acea mașinărie. După cum vedeți aici aveți inclusiv inputul în stânga, outputul în dreapta, vă spune cât primiți, cât dați. La fel și aici ajuns cât primiți power in, power out cât dați. Și aici e capacitatea, asta înseamnă cât s-a încărcat. Din 180 de kW s-a încărcat doar 62,8 kW. Acum, dacă mergem inclusiv la această mașinărie, așa cum v-am și spus, în bază, vedeți la fiecare mașinărie care are un panou, să vă spună și cât kilowatt consumă. După cum vedeți, consumă 10, zice supply 10. Eu am încercat și 20, tot supply 10 zicea, deci atâta consumă ea, atâta primește ea, 10 kW. Dar eu îi dau mai mult baterie pentru că vreau să se încarce. Bineînțeles că mă duc și farmez, mai pun încă o baterie și o să fiu sigur că o să am 2 baterii încărcate și tot timpul să am apă în bază. Bun, acum cu celelalte 3 baterii, 4 chiar, cu celelalte 4 baterii, ce am făcut eu? Păi în primul rând, eu am dat aici 139 de kW către prima baterie de aici, da? După cum vedeți, această baterie primește toți acești kW. Și dăm mai departe 180, stai că aici este greșeală. Nu trebuia să dea mai departe 180. Vedeți? Ăsta trebuia să primească aici ce e 51,2. Da, ăsta trebuia să primească aici din 139. Cum se face calculul? Aici trebuie, fiind bateria principală, prima baterie care primește toată energia electrică, trebuie să calculați câte baterii aveți. Calculați câte baterii aveți și cât consumă baza și împărțiți la 4 minus baza și o să vă dea cât ar trebui să consume fiecare baterie, cât să păstrați pentru fiecare baterie, da? Aici nu știu, dau și un număr, să zicem aici că o să dau, dacă aia era 190, aici o să-i dau 100, dacă era 129, o să-i dau 120 și ea o să-și păstreze de aici 19,2 kW. O să-și păstreze prima baterie 19,2 kW pentru a se încărca și ceilalți 120 de kW să-i dea la următoarea baterie. O să mergem aici la panoul ăsta și o să vedeți că momentan aia nu e încărcată full. De-aia, dar asta o să primește asta 101,9. Dar asta o să ajungă să primească cei 120 de kW și uite, ușor ajunge și ea o să dea mai departe 90. Restul kW-celor o să-i păstreze ca să se încarce. Și la fel fac și cu celelalte două. Aceștia sunt în serii, baterii în serii. Una încarcă pe cealaltă până când ultima o să păstreze fix numărul de kW cât va avea nevoie
sursa la care voi va trebui să o conectați. În cazul de față fiind baza mea, o vedeți aici, output-ul, care consumă 38, o să redirectez 38 de kW din 62 cât primesc, restul îi păstrez să se încarce această baterie. În felul ăsta mă asigur cu 4 baterii că trec cu bine peste noapte, dacă cumva cultiv cartofi și trebuie să am grijă să nu, bine, să nu se strice. Iar sfatul meu este că în momentul când vine o furtună de nisip să nu mai creșteți cartofi sau chestii de genul ăsta, sau dacă sunteți înștiințați că o să vină într-o oră furtună de nisip, încercați să cultivați toți cartofii și toate cele, să consumați cât mai puțin energie electrică, pentru că de obicei stă destul de mult furtuna și poate se mai leagă și cu o noapte, poate chiar două. Dacă vă prinde undeva spre seară, vine noaptea, deci o noapte, după aia toată ziua furtună electrică, după aia încă o noapte și abia a doua zi trece furtuna și puteți să beneficiați din nou de producerea curentului electric. De aceea este foarte important să stocați curentul electric în cât mai multe baterii posibile. Duceți-vă în tot craterul ăsta din versiunea demonstrativă, farmați tot ce puteți, cât se poate de mult. Vă duceți la acea platformă să vă creați componentele și veniți și construiți panouri solare și baterii cât mai multe, în așa fel încât să aveți o energie stocată cât mai mare, pentru a putea fi sigur că scăpați cu viață de orice furtună și de orice frigăraie de noapte, da? Că frică, am zis frigăraie, că este foarte frig, frate. Asta e un cuvânt inventat, probabil. Deci cam aceasta a fost, dragilor, după cum vedeți, asta vreau să vă arăt, 38 de kW. Un lucru foarte important, de motivul pentru care am venit în bază, este să știți că dacă vreți să vă măriți baza în continuare, dacă vreți să puneți mai multe chestii aici și aici, că puteți, vă duceți la build și, bineînțeles, aveți aici la coridor și vă faceți mai multe coridoare și vă măriți baza. Dacă veți face asta, să țineți minte că volumul de oxigen pe care va trebui să-l generăm va fi mult mai mare și automat o să necesită mai multă energie electrică, ce duce la faptul că o să cere mai multă energie electrică de la baterii, iar asta va destabiliza toate calculele pe care le-am făcut noi adineori cu calculatorul, am împărțit ce am făcut și va trebui să le refacem pentru a fi sigur că distribuim în mod egal pentru fiecare baterie energie corectă, ca fiecare baterie să se încarce, să ajungă la capacitate maximă și să-i dea și elelalte și să ajungă să dea și bazei exact cât îi trebuie. Un alt aspect foarte important și cred că ăsta este printre ultimele, sunt cablurile electrice. Dacă vă duceți, dacă dați tab, da? Dacă dați tab și vă duceți la secțiunea de inventory, o să aveți probabil cablurile electrice puse aici. Puteți să le puneți aici în tabul vostru, da, pe un oricare număr și după aia apăsați pe numărul respectiv, da, pe 6. Și ați scos un cablu electric. Acest cablu electric o să-l conectați undeva, eu o să dau click dreapta și o să-l las aici, dar vreau să vă spun că aveți grijă că voi o să conectați acel cablu aici și după aia să aveți grijă cât de departe plecați cu el. Pentru că dacă vedeți acolo scrie ori 156 jos la 6 în meniu acolo, în meniu, în bară de jos, unde am și compasul aici, vedeți jos de tot pe centrul ecranului, unde numărul 6 arată cablu electric și arată X156. Acei 156 sunt 156 de metri. Bineînțeles, eu mai am în inventoriu și aveți destul de multe dacă stau și le văd. Uite, avem 888 de metri de cablu. Cu siguranță ne ajunge să ne mai facem o groază de lucruri în jurul acestei baze. Dar este un aspect de care voiam să vă zic, pentru că trebuie să aveți grijă. Eu aici, ca să luați cablurile, dați click dreapta, țineți click stânga, pardon, apăsați și luați cablu și se pune înapoi în inventoriul vostru. Uite, vedeți, să ia 48 de metri și am făcut 936 de metri, avem noi în total de cablu de energie electrică. Bun, după cum vedeți, un alt lucru important este că eu am încercat să mă duc pe cele mai scurte rute posibile, mai puțin cablul ăsta, care probabil a fost să se încarce roverul și l-a lăsat aici, pentru că aici parchez roverul să-l încarc. Ăsta e singurul care e lăsat așa alandala, dar restul, cele mai scurte rute posibile, am încercat să fac așa un cable management, e foarte important și ăsta, pentru că asta vă permite să nu irosiți foarte mult cablu. Cam aceasta a fost, dragilor, după cum vedeți, trebuie să fiți
trebuie să fiți foarte zgârciți în energie electrică și în cabluri și cam în orice resursă. Că sunteți pe Marte, nu vă va da nimeni nimic. Trebuie să aveți foarte mare grijă să lucrați cu ceea ce aveți, să fiți foarte stricți în ceea ce consumați. Bineînțeles, eu produc acum o mai multă energie electrică decât vreau și dau chiar câțiva kilowați mai mult pentru fiecare. Voi puteți să dați fix kilowații cât trebuie necesar, nu trebuie să mai păstrați în baterie, că mi se pare că se încarcă și așa. Și sau să lăsați un număr mai mic de kilowați și să faceți mai multe baterii. Cu cât o să faceți mai multe baterii, cu atât o să încărcați cât mai multe și să aveți un depozit destul de mare de kilowați, ceea ce vă permite să treceți cu niciun fel de stres peste orice problemă. Furtună de nisip, nu știu, eclipsă solară, zic și eu acum, știi? Deci e foarte important să gândiți puțin înainte și să fiți stricți cu orice resursă pe care o aveți, în special cu energia electrică. Cam asta a fost, dragilor, dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like, mă ajută tare, tare mult. Dacă vreți să-mi dați un follow pe Instagram, acolo voi posta poze, fel și fel de story-uri, vă aștept cu drag și acolo. Desigur și pe domnul Facebook, este în descriere. Și de asemenea tot în descriere găsiți și comunitatea mea de Discord, unde puteți să intrați și dacă vreți notificări 100%, puteți să dați mute la toate celelalte canale dacă vă stresează cu notificări că vorbește lumea pe acolo și să lăsați doar postări strike. Acolo nu vorbește nimeni, este doar un singur bot care vine și anunță de fiecare dată când eu public un videoclip sau intru live. Și așa veți avea notificări 100%. Dar bineînțeles că mă ajută tare mult dacă apăsați pe butonul de subscribe, că acolo asta vă permite să vedeți la abonamente, în secțiunea de abonamente la YouTube, ce videoclipuri scos și când intru live. Și bineînțeles acel clopoțel, chiar dacă câteodată mai dă ratul la notificări, s-ar putea să-mi dă ratul tocmai la tine. S-ar putea ca ție să-ți dea notificările, așa că e bine să-l activezi. Eu vă mulțumesc tare mult că ați fost cu mine. Au trecut 16 minute din acest mic tutorial și eu sper că v-am ajutat foarte mult să rezistați pe Marte și să folosiți cum trebuie energia electrică, pentru că asta e una dintre cele mai importante. Vă mulțumesc tare mult și sunteți cei mai tari. Salutare marțienilor și ne vedem data viitoare. Ciao, les!